este a doua predică din ciclul de predici cu întrebarea unde vrei să ajungi și tema predicii din această dimineață este dorința de a înainta. Unul dintre înțelepții chinești a spus următoarele cuvinte, poate nu o să le rostesc fix în fix cum sunt ele scrise, dar o să încerc ca să redau esența. Și a spus pentru ca să poți să treci o de kilometri, ce trebuie să faci la început? Trebuie să începi să mergi, să te deplasezi în direcția unde vrei ca să ajungi. Așa este și cu noi, atunci când avem o dorință ca să ajungem undeva, primul lucru pe care trebuie să îl facem este ce să facem? Să ne pornim la drum, să ne pornim la drum. Și eu cred că fiecare dintre noi este într-un drum care în sfârșitul acestui drum este ce? Este un scop. Este o dorință de a realiza ceva. Știți, poate unei dintre dumneavoastră stând pe banca bisericii în această dimineață, vă puneți întrebarea Oare am eu un scop și vreau să vă spun cu siguranță de 100%, fiecare dintre noi are un scop, are un punct de destinație, are un vis pe care dorește ca să-l realizeze. Și pe parcurs ce noi mergem ca, spre punctul de destinație, spre locul unde vrem să ajungem, de multe ori se întâmplă anumite lucruri care sau ne ajută sau ne împiedică. Dar aceasta o să vedem mai departe. Haideți să încercăm să înțelegem. Dacă ridicăm un tânăr în această dimineață, în vârsta de 16, 17, 18 ani, și îl întrebăm unde vrei să ajungi. Și probabil că vă răspunde, auzi, vreau ca să termin o facultate. Și scopul lui este de ce? De a termina facultatea, da? De a-și primi licența de aș dori ca să-și împlinească visul poate pe care, care s-a născut în inima lui încă atunci când era mic sau visul care părinții au încercat ca să-l implementeze în inima lui, în viața lui. Și vreau să fiți foarte atenți aici, părinți, căci noi cei care avem copii, avem datoria ca să motivăm copiii, să-i ajutăm pe copii, ca ei să-și să aibă ce? Să aibă un vis, să aibă o dorință ca să poată să ajungă undeva, ca să poată să realizeze ceva în viața lor, fiindcă inima lor are nevoie de o împlinire. Dar nu vreau să mă opresc doar la cele materiale în această dimineață, ci vreau să înțelegem că și noi toți, cei care l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos, dorim și noi să ajungem unde? Undeva, da? Și acel undeva nu este ceva abstract, ci este un loc real, este un loc unde noi și Biblia o numește ce? Prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu. Deci noi putem să experimentăm prezența lui Dumnezeu, fiind aici, în casa Domnului, închinându-ne lui Dumnezeu, dar de asemenea. Scriptura ne spune că va fi un moment când noi toți vom sta în fața cui? În fața lui Dumnezeu. Și acolo, stând în casa lui Dumnezeu, nu vor fi multe alternative, vor fi doar două. Unii vor rămânea în prezența lui Dumnezeu și vor împărăți cu el ce? O veșnicie întreagă, ceea ce înseamnă un nesfârșit și alții cu părere de rău, vor fi nevoiți și vor fi înlăturați din prezența lui Dumnezeu. Dar nu vreau să rămânem pe această notă pesimistă și doar vreau să vă spun că fiecare ființă, fiecare om de pe pământ are posibilitatea ca să se împace cu Dumnezeu și să moștenească veșnicia împreună cu El. Slăvit să fie Domnul! Astăzi poți ca să te împaci cu Domnul Isus Hristos, să te împaci cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și poți să ajungi la scopul etern de a fi în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe noi la aceasta. Haideți să privim la acest titlu pe care îl avem și anume dorința de a înainta. După cum am spus, noi avem scopul acesta și dorim ca să ajungem undeva, dar pe parcurs sunt anumite lucruri, sunt anumite obstacole, sunt anumite situații, sunt anumite împrejurări când dorința aceasta dispare. Așa este sau nu este așa? Uneori începem ca să șovăim și să ne punem întrebarea oare aceasta vrea Dumnezeu, oare sunt pe drumul corect și așa mai departe. Vreau să privim în scripturi, fiindcă scripturile în această dimineață au un răspuns pentru noi. Credeți că și scriptura are un răspuns pentru noi? Știți, nu vă invit ca să primesc un amin în această dimineață, ce vreau ca cu siguranță să știți și să fiți încredințați că Scriptura are un răspuns pentru noi. Scriptura are un răspuns pentru noi. Și m-am gândit, m-am rugat, am căutat să găsesc acest răspuns din Scriptură. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă un personaj din Sfânta Scriptură, care este bine cunoscut pentru cei ce sunt deprinși cu Biblia, pentru cei care citesc Biblia. Și acest personaj nu este un personaj fictiv, ci este un personaj real, este dovedit din punct de vedere istoric. Și acesta este Împăratul David. Ați auzit de așa persoană? Este împăratul David. Este împăratul David. Și poate vă puneți întrebarea de ce am ales ca să îl folosesc pe el ca exemplu. În primul rând, dacă privim la împăratul David, el este omul care spune Scriptura că este după inima lui Dumnezeu. El este persoana care este iubită de Dumnezeu. Și atunci când spunem despre cineva că ce este iubit de Dumnezeu, dorim și noi ca să fim iubiți de Dumnezeu, da? Și putem ca să învățăm de la El, putem ca să extragem din viața Lui atât învățături, atât lucruri bune pe care le-a făcut El și putem de asemenea, cum a spus cineva, să ne dezvățăm de ceea ce a făcut El. Pe lângă faptul că cel a fost un om iubit de Dumnezeu, ca și toți oamenii, el a avut ce? A avut greșeli. Da? Din cele bune ne învățăm și pe cele rele le lăsăm la o parte. Sau ne învățăm ca să nu le facem, ne învățăm ca să nu ne facem părtași la cele lucruri. Însuși numele de David înseamnă cel prea iubit cel prea iubit. După cum știți, atunci când citim Sfânta Scriptură și într-un mod deosebit în lumea de atunci când Dumnezeu s-a revelat în modul acesta atât de frumos, fiecare nume avea ce? Avea o însemnătate. Când un părinte punea un nume copilului său, el dorea ca să exprime ceva acest nume. Nu cred că noi poate acum ne ocupăm atât de mult în ceea ce privește numele noastre, măcar că am observat că chiar și printre noi, de multe ori atunci când în familiile noastre se naște un prunc, se naște un copelaș, fiecare dorește ca să pună un nume cât mai frumos. Da? Deci nu ne mai întoarcem la acele nume vechi pe care le puneau părinții noștri. Deja acum noi căutăm ca să punem ceva în nume noi și încercăm să intrăm în esență. Ce înseamnă acest nume? Deci numele lui David înseamnă cel prea iubit. Și vedem că în viața lui, el a fost iubit de Dumnezeu într-un mod de... Deci, Haideți să învățăm de la acest om care a fost iubit de Dumnezeu, să trăim și noi o viață așa cum a trăit-o el, ca să fim și noi iubiți de cine? De Dumnezeu. Apoi, un alt lucru de ce l-am ales pe David ca să învățăm de la el este faptul că și Dumnezeu însuși este cel care îl prezintă pe David sau ne-l dă pe David ca un model. Observați, în lumea în care noi trăim, noi avem nevoie de ce? De? de? modele. Avem nevoie de modele. Nu am în vedere de modă. Dar avem nevoie de modele ca să învățăm de la ele. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu și anume ce îi spune Dumnezeu fiului lui David, lui Solomon. Și îi spune așa, în 1 împărați, capitolul 3, cu versetul 14. Și dacă vei umbla în căile mele păzind legile și păruncile mele, observați, pune un accent. Cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lunge zilele. Observați, Dumnezeu spune, dacă vei face așa cum a făcut cine? Tatăl tău. Deci îi pune înaintea ochilor, lui Solomon, omul care a fost cel mai înțelept și spune, auzi omule, ca să fii binecuvântat și ca zilele vieții tale să fie lungi, ca să poți să te realizezi în viața aceasta, trebuie să-l ai ca model pe cine? Pe taică tău, pe David. Dacă vei face ca el, dacă vei trăi ca el, dacă vei avea ce? O inimă ca el. Observați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, ca să înțelegem mai bine acest gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Este că până la David a fost un alt om în Israel, care a fost împăratul lui Israel. Și acest împărat la început a luat-o bine, da? a ascultat de Dumnezeu, a umblat în căile lui Dumnezeu, s-a supus voii lui Dumnezeu, dar la un moment dat, atunci când a început să, se, să simtă puterea, a început să simtă autoritatea, când s-a văzut pe sine poate puțin mai mare în ochii unora din Israel, fiindcă însuși Dumnezeu îi spune, adu-ți aminte că ce erai mic de unde te-am luat și acum ești mare în ochii tăi. <coughs> și omul acesta, Dumnezeu se îndepărtează de la împăratul acesta, de la Saul Și îi vorbește printr-un proroc și îi spune următoarele cuvinte Dar acum domnia ta nu va dăinui Domnul și-a ales un om după inima lui Și este vorba de David Este vorba despre un alt om care... Până a fi chemat, până a fi pus în slujbă, deja Dumnezeu previa la el și spune, omul acesta este după inima mea. Și după ce trece omul acesta din viață și se ridică fiul său ca, și devine împărat, Dumnezeu vine și îl pune ca exemplu. Dacă vei avea inima ca Tatălui tău, vei avea ce? zile lungi. Este o parafrazare la uh, acel verset pe care l-am citit în uh, această dimineață. Deci, scopul lui Dumnezeu pentru noi este ca noi să avem nu o minte mare, ci să avem ce? O inimă mare. Ca să avem o, o inimă mare. Deci, de ce l-am folosit pe David uh, ca un exemplu și doresc ca să-l folosesc pe David în continuare ca un exemplu ca să putem să ascultăm în continuare mesajul Domnului. Primul lucru pe care vreau să-l dezvălui este că înaintează având un scop bine definit de Dumnezeu. Cum credeți? David când a pornit la drum a avut un scop bine definit de Dumnezeu? sau nu înțelegeți despre ce este vorba. Haideți să încercăm să explicăm lucrurile în această dimineață. Textul pe care vreau ca să-l citesc se află scris la 1 Samuel, capitolul 16, versetele 12 și 13. Isai a trimis să-l aducă, adică pe David. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel scoală-te și ungel căci el este Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare Samuel s-a sculat și a plecat noi nu avem timp în această dimineață ca să citim în întregime istoria lui David. Dar vedem că și atunci când Dumnezeu l-a chemat pe omul acesta ca să îl reprezinte pe Dumnezeu în Israel, Dumnezeu i-a dat un scop, i-a dat o viziune, i-a dat un cel dacă doriți. Și a spus, auzi omule... Chiar dacă împăratul Saul este încă în viață, eu sunt cel care ce-am făcut. L-am lepădat. Dar pe tine astăzi te unc ca împărat și va veni timpul când tu vei fi împăratul lui Israel. Va veni timpul când tu vei conduce acest popor din punct de vedere spiritual și din punct de vedere acelorlalte lucruri pe care trebuie ca să le facă un împărat. Câți dintre dumneavoastră ați dori ca să aveți o claritate atât de mare în ceea ce dorește Dumnezeu de la voi? Vă rog ca să ridicați mâna sus! Eu doresc lucrul acesta și vreau să vă spun cu smerenie și sinceritate. La timpul de față, eu știu care este chemarea mea din partea lui Dumnezeu. Eu știu ce trebuie să fac în continuare. Eu știu unde trebuie să merg în continuare. De ce atunci când vin anumite obstacole în viața mea, pentru mine nu este o problemă, fiindcă eu știu deja unde trebuie ca să ajung. Dar ca să putem să avem o astfel de claritate în ceea ce privește voia lui Dumnezeu și ca să putem să înaintăm având un scop bine definit de Dumnezeu, este nevoie de câteva lucruri. Și în această dimineață, dumneavoastră, puteți să vă notați aceste lucruri. Chemarea este clară pentru cei ce sunt chemați numai atunci când oamenii sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu. Chemarea este clară pentru cei chemați numai atunci când oamenii au o strânsă legătură cu Dumnezeu. Și acum o să încerc ca să explic puțin aceste lucruri. Unii dintre oameni se pomenesc la un moment dat când vin și spun: "Auzi, dar eu nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Auzi, dar eu nu știu unde trebuie să merg. Auzi, văd, privesc la alții și înțeleg." Căci pentru ei lucrurile sunt clare Chiar lucrurile care se întâmplă Până când ajung ei unde ajung Nu sunt clare Dar ei știu unde merg Ei știu de unde au început Și unde trebuie ca să ajungă Și pun întrebarea Cum pot să aflu și eu acest lucru? Acest lucru îl poți afla Numai atunci când ai o strânsă legătură cu Dumnezeu Vă puneți întrebarea Cum se poate face această legătură cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că și din veșnicii, din ziua când omenirea a căzut în păcat și a fost despărțită de Dumnezeu, Dumnezeu a căutat ca să aducă omenirea înapoi la sine. Dumnezeu a căutat ca să-i aducă pe oameni înapoi la sine, fiindcă pentru aceasta, Dumnezeu i-a creat pe oameni, acesta este unul dintre scopurile pe care i-a creat Dumnezeu pe oameni ca să aibă ce părtășie cu ei, ca să fie în discuții cu ei, ca să se descopere tot mai mult și mai mult. Dacă veți citi primele capitole din Sfânta Scriptură, și anume cartea Geneza, veți vedea că Dumnezeu venea în răcoarea zilei și ce făcea? Vorbea cu cine? Cu Adam, cu primii oameni, venea și avea părtășie cu ei. Noi astăzi, în, în cadrul Bisericii Elim, încercăm să motivăm, și nu numai încercăm, dar chiar și motivăm, ca fiecare dintre noi să aibă un timp de părtășie cu Dumnezeu. Și lucrul acesta se poate înfăptui prin câteva căi. Primul este și este bine cunoscut de fiecare dintre noi este citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și al doilea este ce? Este rugăciunea. Și al treilea este postul. De ce noi îndemnăm oameni și nu îi impunem pe nimeni, dar îndemnăm și spunem oameni buni, stimați frați și sorori, petreceți Timp în rugăciune cu Dumnezeu. Rugați-vă cât mai mult lui Dumnezeu. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu și căutați nu numai să citiți, ci căutați ca să pătrundeți în esență. Căutați să faceți liniște în inima dumneavoastră pentru ca Dumnezeu să vă poată vorbi. Și de multe ori, atunci când noi oamenii începem ca să facem lucrul acesta. Uh, trece un timp și noi ce facem? Noi Iesu, am, Da? adică poate merge o săptămână, poate merge o lună, poate merge două și apoi noi ce? Intervin anumite lucruri, intervin anumite situații și noi le lăsăm acestea pe al doilea plan. Avem rugăciuni dar fugitive, avem citit, uh, avem cuvântul citit dar numai de dragul ca să fie citit și nu căutăm prin aceste metode să ne apropiem de Dumnezeu. Deci este foarte important ca noi în umblarea noastră cu Dumnezeu să avem părtășie cu El. Știți, din experiența mea proprie, vreau să vă spun ceva. La început, când încep, este foarte greu. La început se pare că nu se întâmplă nimic, dar în timp ce începi ca să propășești, în timp ce te disciplinezi, în timp ce stărui în lucrurile acestea, observ că lucrurile din jurul tău, observ că și inima ta devine mai sensibilă și atunci începi să percepi vocea lui Dumnezeu. Începi ca să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine, care este chemarea ta pentru tine, care este scopul lui pentru tine. De ce am spus cu siguranță în această dimineață și nu mi-e frică să repet, eu știu de unde m-am pornit, și știu unde trebuie ca să ajung. Nu vreau ca să fiu ceva deosebit în ochii dumneavoastră, doar vreau să accentuez un lucru, căci lucrul acesta este posibil de a fi într-o legătură strânsă cu Dumnezeu. Deci, pentru că avea un scop bine definit de Dumnezeu, pentru viața ta, este nevoie ca să fii într-o strânsă legătură cu Dumnezeu. Vreau să mergem mai departe și să învățăm un alt lucru, căci atunci când ai chemarea, nu o amâna, ci lucrează cu, ta, cu toată sărguința la realizarea ei. Atunci când ai chemarea... Nu amâna atunci când este clar pentru tine. Atunci când Dumnezeu ți-a pus pe inimă ca să te implici în lucrarea de la școala duminicală. Sau atunci când Dumnezeu ți-a pus pe inimă ca să te implici în vizitarea bolnavilor la spital. Sau atunci când Dumnezeu ți-a pus pe inimă să mergi la vecinul tău care poate stă la pat și să te duci să-i dai un nou testament, să te duci să-i duci o mâncare și să-i vorbești despre Dumnezeu, nu amâna, nu amâna niciodată lucrurile acestea. Observați, acest om al lui Dumnezeu nu a spus, o, oh, bine, aștept până moare Saul și atunci o să intervin și eu pe scena istoriei. Vedem, dacă veți citi cu atenție istoria lui David, Vedem că și atunci când a fost chemat David, ce a spus? David a venit și a spus, da, eu fac. Chiar dacă lucrurile la început nu l-au dus pe el din prima zi la palat, lucrurile la început l-au dus pe el prin probleme, l-au dus pe el prin diferite dificultăți, dar totuși omul acesta ce a făcut? A rămas stare și a lucrat la ce? la realizarea viziunii pe care i-a dat-o Dumnezeu. Deci e când ai o viziune, când Dumnezeu ți-a descoperit ceva, când Dumnezeu ți-a pus ceva pe inimă, nu amâna niciodată ce lucrează pentru realizarea ei. Am auzit de multe ori oameni care au spus Dumnezeu mi-a vorbit că se va întâmpla cu tare lucru în viața mea. Și acești oameni au rămas doar să aștepte și n-au mișcat un pai ca să împlinească. De deci, ce în această dimineață vreau să vă îndemn ca să fim foarte atenți când Dumnezeu spune, apucă-te de lucru, când Dumnezeu te cheamă, pune mâna și începe ca să lucrezi. De ce? Unul dintre motivii este că numai în felul acesta o să poți să-ți păstrezi în mintea și inima ta clară chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Atunci când o scrii și o pui undeva, ai, chemarea, o pui între filele Bibliei și doar aștepți să știi că lucrurile nu se realizează. Atunci când ai chemarea și o scrii pe tablița inimii tale și lucrezi pentru ca să o realizezi, atunci îți păstrezi clar chemarea și atunci ajungi la realizare. Vreau să vă dau doar un exemplu. Uitați-vă, Dumnezeu îl cheamă pe cine? Îl cheamă pe Iosef, pe un tânăr din Vechiul Testament și îi dă o viziune, îi dă o revelație. Și îl vedem pe tânărul acesta, în toată naivitatea sa, să duce și începe să vorbească despre realizarea lui, da? Începe ca să spună despre viziunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și toți se împotrivesc împotriva lui, și toți se revoltă împotriva lui, și așa mai departe. Dar omul acesta, oriunde nu a fost, oriunde nu s-a aflat, că a fost în închisoare, că a fost în casa lui Potifar, omul acesta a lucrat. A lucrat și s-a lăsat folosit de Dumnezeu. Și când a venit timpul, Dumnezeu ce a făcut? L-a ridicat. Observați încă un lucru. Atunci când Dumnezeu îl ridică pe Iosif. Și Faraonul îl pune al doilea om după sine în țară și spune, uite, fă așa cum ai spus, așa cum s-a descoperit Dumnezeu. Acest tânăr nu spune, o, fiindcă atâția ani am fost chinuit, îmi iau trei luni de concediu. A spus omul acesta așa? Nu, ci vedem că și omul acesta chiar poate a doua zi s-a sculat de dimineață și a spus, oameni buni, s-a terminat concediile dumneavoastră. De astăzi, la treabă. De astăzi muncim, de astăzi punem în practică ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Și datorită faptului că omul acesta a lucrat, datorită faptului că omul acesta a, a, a știut a, clar care este chemarea lui din partea lui Dumnezeu, n-a spus să se realizeze singur ceea ce a făcut. A început să lucreze El pentru realizarea acestui lucru. Mergem mai departe și vreau să vă spun că chemarea este făcută doar celor care sunt gata ca să accepte această chemare, și este făcută pentru cei care se lasă modelați de Dumnezeu. Chemarea este făcută pentru cei care acceptă ce sunt și se lasă modelați de Dumnezeu. Noi toți dorim ca să auzim o voce clară de la Dumnezeu și să spună, Dumnezeu să vină și să spună, fă asta, fă asta, fă asta. Dar haideți să fim sinceri, de multe ori cei ce ne cere El nu suntem de acord noi. Se întâmplă lucrul asta. Poate unul se roagă și spune, Doamne, eu vreau, ca să cânt în laudă și închinare. Și Dumnezeu îi spune, vei cânta în laudă și închinare, dar înainte de asta vreau să te văd să stai la ușă și să întâmpi în oamenii. Spune, Doamne, asta este imposibil, asta nu accept. Domnul Iisus Hristos a spus următoarele lucruri, dacă nu greșesc. Cei ce sunt credincioși în lucrurile mici, li se vor încredința ce? Lucrurile cele Mare, mergem mai departe. Deci, atunci când este greu și când este o dificultate, pe noi ne ajută să înaintăm, să mergem înainte o viziune clară care vine de la Dumnezeu. Da? Un scop clar și bine definit care vine de la Dumnezeu. Doi. Înaintez chiar dacă sunt obstacole. Înaintez chiar dacă sunt obstacole. Drumul spre o realizare nu este niciodată un drum neted. Sunteți de acord sau nu? Cei care aveți studii, cei care aveți studii superioare, v-ați pomenit peste noapte cu diploma? Cât de neted a fost drumul până când ați primit diploma? Câte nopți nedormite? Da? Câte dureri de pancreas? Da? Câți nervi la pământ ați avut? E neted drumul acesta sau nu este neted? Nu este neted. Este nevoie de ce? De muncă. Sunt obstacole. Da? Sunt obstacole. Lucrul acesta nu este numai în domeniul profesionist. Sau profesional. Lucrul acesta este și în domeniul spiritual. David, după cum am spus în această dimineață, nu a ajuns în prima zi la palat. El a ajuns la palat, dar nu la statutul de rege. Se spune că, împăratul care, spune scriptura, mai bine zis, împăratul care domnea pe timpul lui David și numele lui era Saul, atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit peste David, s-a întâmplat altceva. Duhul lui Dumnezeu s-a dus de la Saul. Și aceasta puteți să citiți în capitolul 16, acasă din 1 Samuel, versetul 13, pe care noi l-am citit în această dimineață, din capitolul 16. Uh, și vreau ca să citesc încă o dată. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul lui Dumnezeu a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Duhul Domnului s-a depărtat de Saul, spune Scriptura. Duhul Domnului s-a depărtat de acest om și spune că ce a început ca să fie chinuit de un duh rău. Și slujitorii au spus, este bine ca să aducem un om care cântă bine cu harfa sau la lire. Și când Saul este chinuit să vină să cânte și o să îi se facă mai bine. Și știți, nu se găsește nimeni în toată împărăția aceea decât cine? Decât David. Și omul acesta ajunge de la stână, fiindcă atunci când David a fost uns ca împărat, nici nu era acasă, l-au adus undeva de la stâna de, la, de oi, l-au uns ca împărat și ce credeți? După ce l-au uns ca împărat, frații i-au spus, auzi, băiete, a plecat Samuel, îți ai trai sta și unde? La palat? Nu, la oi. Înapoi la oi. Și poate tânărul David se gândea, o, Doamne, ce fel de împărat? Împărat peste oi? Da, împărat peste oi, peste oile lui Israel, dar în viitor. Și ajunge omul acesta, ajunge la palat, dar nu ajunge în statutul de împărat, ci ajunge în statutul de cântăreț, de cel care cânta atunci când lui David îi se făcea rău, atunci când era chinuit de Duhul acesta rău. Și dacă veți citi cu atenție, se spune că, în timp ce David cânta, dar au fost câteva istorii înainte de aceasta, vine odată Duhul acesta rău peste împăratul Saul și spune că și Saul a privit cu rău spre, spre David. Uitați-vă, Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau mii. Nu mai lipsește decât împărăția și din ziua aceea Saul a privit cu ochii răi pe David. De ce? Fiindcă Dumnezeu l-a folosit pe David ca să omoare unul dintre marii dușmani ai împărăției lui Israel, și anume filisteanul cu numele de Goleat. Toți s-au temut ca să se ridice împotriva acestui om care avea statura de aproximativ 3 metri și atunci când a ieșit David a ieșit nu bazându-se pe puterile sale, ci s-a bazat pe Domnul, și Dumnezeu i-a dat putere, fiindcă a folosit doar o petricică, care a fost aruncată de David cu o praște nimerește în fruntea lui Goleat și îl omoară. Și când se întorc, după cum era obiceiul timpului, când ostașii se întorceau de la luptă, oamenii țării, îi așteptau pe uh, triumfator și de obicei cântau cântece în cinstea lui. Și cântau cântece și în cinstea împăratului și în cinstea viitorului împărat. Și în cinstea împăratului spuneau că el a omorât miile, dar în cinstea viitorului împărat spuneau că și el a omorât zecele de mii. Și omul acesta, cel care este împăratul, se uită și spune că s-a uitat la Tânărul din ziua aceea a privit cu ochi răi pe David. Acesta este primul obstacol care începe ca să apară în viața lui David, și apoi spune că și Saul, când cânta după aceea, spune că și Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: Voi pironi pe David de perete, dar David s-a ferit de el de două ori. Observați, odată a aruncat și nu a nimerit în el și apoi a aruncat și a doua oară. Câtă tare de caracter avea omul acesta. Acestea sunt obstacole care putea să-l facă pe David și să spună Doamne, eu înțeleg că ce am chemarea de la tine. Pentru mine chemarea ta este clară. Dar acum în situația aceasta, tu vezi, Doamne, că ea nu poate fi realizată. Auzi, Doamne, Hai eu plec înapoi la oile mele, la oile tatălui meu și las ca lucrurile să decurgă așa cum decurg ele. Las ca să fie așa cum, cum va fi și când va muri acest împărat, Doamne, eu voi veni și voi împărăți. Fiindcă Doamne el vrea ca să mă omoare, Doamne el vrea ca să mă distrugă. Și cei care ați citit Scriptura spuneți, dar Ștefan, dar el a fugit. Da, el a fugit dar n-a fugit de unul singur, n-a fugit și s-a ascuns în peșteri. Spune Scriptura căci oamenii au început să se adune în jurul lui. Oamenii au început ca să se adune în jurul lui și omul acesta, David, le făcea ce? Le făcea dreptate. Omul acesta era scut pentru ei, era, se punea pentru ei. Omul acesta, știți, a început ca să conducă în opoziție, din mijlocul oamenilor. Din mijlocul oamenilor. Deci atunci când ai chemarea și chemarea ți este clară, fii sigur că ce vor fi ce? Vor fi obstacole, vor fi piedici, vor fi lucruri care îți vor vorbi că spre cei ce mergi tu nu este corect. tare tu nu l-ai înțeles corect pe Dumnezeu. Ca tare, tu nu faci corect ceea ce faci. Dar îl vedem, dacă veți citi cu atenție, istoria acestui tânăr, acestui om din Sfânta Scriptură, istoria lui David. Omul acesta n-a spus niciodată că, Doamne, ce mi-ai spus tu nu este adevărat. Cei ce ai făcut tu pentru mine nu este adevărat. Omul acesta n-a spus niciodată lucrul acesta și omul acesta totdeauna a păstrat în inima lui uh, acea mare pe care Dumnezeu a pus-o în viața lui și a mers și a lucrat pentru realizarea ei știți uh, David pe timpul lui Savul avea și el deja o armată avea deja și el o armată și armata lui David era în stare ca să apere cetăți și să elibereze cetăți. Dar nu datorită faptului că el uh, avea calități uh, de, uh, a unui general uh, ce era iscusit în strategie, dar Dato, da, datorită faptului că el era un om după inima lui. Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Iarăși am spus că nu avem timpul ca să studiem, ca să citim întreaga istoria lui David, dar se pomenește odată David într-o situație dificilă, când a mers la luptă și când se întoarce în cetatea de unde a ieșit, a venit vrăjmașul și i-a omorât paza și a furat, au furat toți copiii și mamele copiilor și toată averea. Și acest om ajuns într-această situație dificilă, nu vedem că vine și spune, Doamne, dar Tu unde ai fost? Nu spune lucrul acesta, Doamne, dar Tu de ce n-ai vegheat? Nu spune lucrurile acestea, nu a avut David întrebările de ce, ce vine și spune, adă chivotul. hai să ne rugăm, Doamne, să merg, să-i ajung, avea o părtășie strânsă cu Dumnezeu și Dumnezeu spune, mergi, Doamne, îi voi berui îi vei biruie, mergi. Slăvit să fie Domnul. Deci atunci când ai o chemare clară, fii sigur că îți vei avea și obstacole, că îți vei avea și împotriviri, dar păstrează această legătură strânsă cu Dumnezeu ca să poți să ieși biruitor. Și sigur că și Dumnezeu îți va da biruința. Și ultimul lucru pe care vreau ca să-l vorbesc în această dimineață este că -și nu înaintez cu orice preț, ci prin înțelepciune și smerenie. Nu înaintez cu orice preț, ci prin înțelepciune și smerenie. Probabil că dacă ar fi fost altă persoană chemată și ar fi avut ungerea specială, spunea: Oh, acum este timpul meu, strâng o armată. Mă ridic împotriva împăratului existent, fac răscoală, îl dau jos și ajung să domnesc cine? Și ajung să domnesc eu. Omul acesta, care era un om după inima lui Dumnezeu, n-a procedat așa. Omul acesta a înaintat, dar a înaintat cum? Prin înțelepciune și smerenie. Haideți să mai citim în această dimineață un text din Sfânta Scriptură și anume 1 Samuel, capitolul 24, versetele 4 la 7. Spune, oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, Făi ce îți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul și a zis oamenilor săi să mă ferească Domnul, să facă împotriva Domnului meu care este cine? Unsul Domnului. O așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. S-a întâmplat o situație în viața acestui om, că el era ascuns într-o peșteră când era urmărit de Saul. Și fiind ascuns în această peșteră, a venit și Saul în ea ca să se odihnească, neștiind că și David este acolo. Și, observați, oamenii care erau cu David au avut îndrăzneala să vorbească ca din partea Domnului. Știți, sunt unii care cred că ce au chemarea de a vorbi în numele Domnului, dar Domnul nu i-a chemat niciodată la aceasta. Uitați-vă ce spun ei. Ei vorbesc ca și cum a vorbit cine? Dumnezeu. Iată ziua în care Domnul îți zice. Iată ziua în care Domnul îți zice. A zis Dumnezeu așa ceva? Nu a zis. Dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Făi, ce-ți va? Plăcea. A spus Dumnezeu cuvintele acestea. Nu. Dumnezeu nu a spus. Au fost unii care au crezut că. Deci, ei trebuie să fim foarte atenți în astfel de lucruri. Umul acesta nu a înaintat cu orice preț. Observați, uneori, anturajurile în care Dumnezeu ne pune nu sunt posibilitățile de a realiza ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. Și este situația în care Dumnezeu vrea să ne încerce ce? Atitudinea inimii noastre. Omul acesta a ascultat cuvintele și a spus, eu nu pot să fac lucrul acesta. Doar cei ce fac și mi este frică că fac, tai colțul hainei și au plecat încet. Au plecat încet. Au tăiat colțul hainei ca să dovedească că și el ce putea să-l omoare pe împărat. David nu a înaintat cu orice preț. Sunt sigur că dacă David îl omora, pe Saul, poate nu avea acea binecuvântare pe care a avut-o pe întreg parcursul vieții. Dumnezeu nu i-a poruncit lucrul acesta. Un om care are chemarea din partea lui Dumnezeu, el este cel care are discernământul. Atunci când cineva îi vorbește că își vorbește de la Domnul și nu este de la Domnul. Omul acesta nu a înaintat cu orice preț, și omul acesta a înaintat cum? Prin înțelepciune. Atunci când ai chemarea, atunci când știi unde trebuie să mergi, nu te lăsa condus de sentimente, nu te lăsa condus de lucrurile care s-au întâmplat în trecut în viața ta. O, oh, acum este timpul meu, acum o să arăt la toți ce pot eu și ce știu eu. Dacă vei încerca ca să năintezi în felul acesta, nu vei realiza niciodată nimic. Ești sortit falimentului. De ce? Când Dumnezeu îți dă chemarea, când Dumnezeu ți se revelează, când Dumnezeu îți spune unde trebuie să mergi, lasă-te condus de El, lasă-te modelat de El și permite ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea și preceperea cum trebuie ca să procedezi. Observați, David, având discernământul acesta, a spus să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, căci este ce? Unsul Domnului. Acest statut David n-a trecut peste el. David n-a trecut peste el, fiindcă în umblarea lui cu Dumnezeu, el înțelegea ce înseamnă ca să fii unsul Domnului. Deci, nu înaintez cu orice preț, ci prin înțelepciune și prin smerenie. Și Dumnezeu să ne ajute pe noi la aceasta. Haideți puțin să venim și să facem o recapitulare. Atunci când vreau să ajung, este nevoie ca să înaintez având un scop bine definit de Dumnezeu. Atunci când înaintez, trebuie să fiu înțelept și să înțeleg că oricând vor fi ce? Obstacole, vor fi piedici. Și atunci când înaintez, nu înaintez cu orice preț, ci înaintez cu ce? cu înțelepciune și cu smerenie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.